La fiecare început de an școlar, Jandarmeria Giurgiu încheie parteneriate educaționale cu instituțiile de învățământ pentru creșterea gradului de siguranță și promovarea unui comportament civilizat în rândul elevilor. În baza acestor parteneriate, jandarmii împreună cu reprezentanții Centrului Antidrog s-au prezentat în fața liceenilor pentru a le explica cum pot sta departe de faptele antisociale, cum pot evita un anturaj care îi poate conduce la comiterea de infracțiuni, cum pot combate faptele de violență din incinta și din afara școlii, dar și ce trebuie să facă pentru a nu deveni victimele consumului de droguri. Toate operațiunile acestea, transport, deținere, vânzare, cumpărare, experimentare și așa mai departe, absolut toate constituie infracțiuni. Se pedepsesc cu închisoare. Bun, vorbim de infracțiune. Ce este o infracțiune? Ce este, cum se pedepsește, care e limita inferioară a răspunderii penale a minorilor, sau dați câteva exemple de infracțiuni. Elevii s-au familiarizat și cu legislația în vigoare, cu prevederile codului penal și cu sancțiunile pe care le pot primi în cazul în care comit fapte antisociale sau încalcă legea cu bună știință. Au fost transmise mesaje de prevenire a săvârșirii faptelor cu violență în rândul elevilor, în jurul instituțiilor de învățământ, dar și în societate. Au fost făcute recomandări cu privire la răspunderea penală a minorilor, contravențiile care pot fi săvârșite cel mai des de către aceștia, modul de sancționare a acestora, efectele negative ale faptelor acestora. Primele instituții de învățământ care au semnat protocoale cu Jandarmeria Giurgiu și care derulează astfel de acțiuni preventive educative sunt liceele teoretice Tudor Vianu și Nicolae Cartojan, Colegiul Tehnic Viceamiral Ioan Bălănescu și Liceul Tehnologic. Prin intermediul acestor parteneriate, elevii vor putea participa la activitățile importante organizate la nivelul inspectoratului, precum școala Altfel la Jandarmeria Giurgiu și Ziua Porților Deschise.